Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Gata, Vlad, ai lămurit cu tricourile? Am găsit și tricourile. Ai găsit? Da? Dar ne pregătim de vacanță, ne cumpărăm găletușe, lopețele, tricoa și să nu ne ardă soarele. Nu prea ne e clar unde o să mergem. Plecăm spre Grecia. Sau dacă o să teoretic, practic, poate ne oprim la bulgari. Sau la bulgari, da. Bulgarii, ați văzut că bulgarii ne invită la ei. Am văzut o declarație. Ce surpriză! Ministrul turismului. E o doamnă. Și a zis și a exprimat speranța că turiștii bulgari și români vor fi în această vară cei mai întâlniți oaspeți ai stațiunilor bulgărești de pe litoralul Mării Negre. Da, față de englezii și americanii care erau de obicei. Eu n-am fost niciodată la Bulgaria. Ce tupeu are? N-ai fost la Bulgaria? Adică am intrat în Bulgaria, am și traversat Bulgaria, am și mâncat în Bulgaria, dar n-am fost pe litoral să fac turism. Ai pierdut major, să știi că au câteva locuri. E ce ar fi trebuit să fie litoralul românesc, dacă ar fi fost la un nivel... Să fie. Da. Dacă ar fi trebuit să fie, știi? Adică nu sunt prețuri de mari ca la Mamaia, de exemplu. E mai curat și mai... cu all inclusiv pe astea, e pe sistemul ăsta. Mai curat și mai bine organizat decât la noi. Adică sunt ei ok oamenii. Profund netalentați la mâncare. Aici, da, așa e. Așa m-au pierdut pe mine. Aici e nenorocire, da. În rest, au hoteluri foarte bune. Sunt toate mult mai noi decât majoritatea hotelurilor de la noi și... Sau sunt mai bine întreținute, pentru că sunt tot hotelurile vechi. Știi ce s-a întâmplat după Revoluție? Genul ăla cu camere foarte mari. E, pe naiba. Nu e adevărat. Au aceleași hoteluri... Eu unde am fost? Au aceleași hoteluri comuniste ca noi. El a fost într-un hotel... Mă refer la marea majoritate a hotelurilor de pe litoral, alea care au fost moștenite de la comuniști. Lasă-le pe alea, dar au construit niște monștri de ăștia de lanțuri internaționale. Da, mă, au fost mai deștepți. Pentru că la noi, știi, mafioții au inventat conceptul de locație de gestiune. Adică după Revoluție s-a spus, asta este averea poporului. Nu putem s-o dăm la niște particulari de ăștia care n-au mâncat salam cu soia. Așa că o să o dăm la niște tovarăși și aia nu o să... de fapt niciun ban, o să exploateze proprietățile astea până când o să le facă zob, după care o să le dea înapoi statului. Și așa s-au năruit majoritatea stațiunilor de pe litoralul românesc. Corect. Bulgarii au fost mult mai proști ca românii. Ei au zis, domne, știi ce? Hai să privatizăm. Și la cine? Să ne vindem țara. Și au vândut țara la nemți, la suedezi, la britanici. Bine, au construit nemții mult la ei, dar vezi că mai e o diferență. Și au venit ăia, au investit și au făcut hotelurile alea. Cum ar fi putut să fie astea ale noastre dacă noi n-am fi fost mult mai deștepți ca toată lumea și le-am fi distrus? S-ar fi putut face și la noi, de exemplu, în Mamaia Nord, dar la noi s-au construit blocuri în loc de hotel. Mamaia Nord este Năvodariu, cum ar veni. Năvodariu, unde acum sunt e dezastru sute acolo de blocuri imense, de apartamente care se vând pe foarte mulți bani. Da, sigur. Și aia a fost... Sute de mii de euro, în timp ce aia au făcut hoteluri. Da, o operațiune mafiotă de distrugere a unei părți din litoralul românesc, sub mandatul unor primari și consilieri locali corupți, care probabil și-au tras parandărât la nesfârșit și acum zona este pierdută, adică literalmente nu mai e ce face acolo. Bine, și nu mai are nicio legătură pe cu... Pe de altă parte, specific cu turismului nostru fiind de weekend în ceea ce privește marea, de-aia mulți preferă să... Și cred că de asta e unul din motivele pe care s-au construit blocuri, că mulți preferă să-și iau un apartament în weekend. Păi, bulgarii sunt la 100 de kilometri mai în sud. Și au cam aceeași climă. Poate un pic mai bună, dar sunt și cam cu aceeași climă. Nu... Dar au investit altfel și mai inteligent. Eu m-aș fi așteptat să fie mai multe investiții în stațiuni în sine, pentru că s-au construit hoteluri. Adică, dincolo de hotelurile alea comuniste luate în locație și de care n-au avut grijă oamenii ăștia, s-au și construit hoteluri. Prietenul tău, cel care a pus muzică de ziua lui, uite, ăla e un hotel nou construit, de exemplu. Dar stațiunile în rest arată deplorabil. Adică n-ai ce să faci. Mai dincolo de un titicar care te plimbă aici colo, s-a terminat. Stai puțin, că tu n-ai fost. Titicarul ăla, aoleu. Tu n-ai fost, dar am fost eu în Bulgaria într-o stațiune de asta, Sanibi sau ceva. Să știi că nu e mult, adică Neptun e mult mai frumos decât Sunny Beach. Sunt mai bine întreținute. E mai, ceva mai curat, poate, deși și la, pe la noi când am fost ultimele dăți a fost suficient de curat. Se nu prea au cârciun că ți-am zis, n-au talent. Hotelurile fac diferența. Ei au hoteluri pentru familii, că în general familiile cu copii se duc în Bulgaria. În România sunt puține opțiuni pentru familii cu copii. Corect. Bun. O să vedem cum o să mergem noi, dacă o să mergem la bulgari. Bulgarii n-au zis nimic de vaccinare de astea. În schimb, alte țări deja se pregătesc să primească turiști care au dovada vaccinării. Și prevăd o mare competiție aici. În Grecia știm deja.
cei care au deja 14 zile la a doua, de la a doua doză de vaccin pot călători fără carantină sau test PCR. Aceleași condiții și în Croația, foarte frumos și foarte scump. Muntenegru, la fel, la a doua doză de vaccin să fie făcută cu 7 zile înainte de intrarea în țară. Foarte frumos și ieftin. Foarte frumos și foarte scump în Muntenegru, de când a fost cumpărată total de ruși. Eu am înțeles că în Muntenegru chinezii au cumpărat mult. Chinezii au făcut o autostradă care traversează, aia e o țară numai de, făcută numai din munți și au niște litoral spectaculos. Este o țară, cred că e cât județul Timiș, foarte frumoasă, și au făcut o autostradă pe acolo, pe care muntenegrenii au zis că dau 1 miliard de euro și acum n-au banii să le dea la chinezi și chinezii, ca și cum, știi, muntenegrenii au depus țara garanție la chinezi ca să facă autostradă. Da, și am înțeles că ea cumpără orice apare de vânzare pe acolo. Și le execută silită țara. Chinezii. Nu știu, n-a fost o idee prea bună. Slovacia, la fel, cu vaccin, Islanda, Cipru, Spania, Thailanda, peste tot, dacă ești vaccinat, poți să călătorești. Ce faci acolo? Asta este altă discuție. Că poți să intri, într-adevăr, dar în multe locuri încă mai sunt restricții. Sunt, cărciumile sunt închise, nu prea poți să stai în grupuri mari și așa mai departe. Dar de intrat, cu certificatul de vaccinare, se poate intra deja în multe locuri. Și din punctul ăsta de vedere... Sigur, acum vedem cum merge campania de vaccinare la noi. Asta pare o idee bună, mai nou, să fie vaccinare doar cu buletinul. Ați văzut, la Timișoara a funcționat foarte bine și a apărut și un proiect de lege, o să vă spun câteva detalii despre el imediat, să se dea niște avantaje dacă te vaccinezi. Zi liberă plătită sau o scutire de la școală, dacă pentru, mă rog, studenți. Dacă te duci și te vaccinezi. A început în sfârșit și Parlamentul sau pe aici pe acolo timid și Guvernul României să gândească cum să încurajeze vaccinarea. Pentru că alte țări deja au închis pandemia. Israel, unde au vaccinat peste 60% din populație, au rezolvat problema. Nu mai au decese. Rata de pozitivare la teste e undeva sub 0,5%, era 0,4% ieri. Deci oamenii au scăpat de pandemie, s-au vaccinat în masă și au rezolvat problema. Și atunci v-aș întreba, prieteni, cum credeți că ar putea fi încurajată vaccinarea în România? 0372-069-599. Dacă ar fi să fie, ce argumente, ce metode, ce decizii credeți că ar putea lua autoritățile să încurajeze vaccinarea în țara noastră, cât mai multor cetățeni? 0372-069-599, sunați-ne și dați-ne și mesaj audio la 0728-3132 pe WhatsApp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.